Bine te-am găsit! Următorul podcast este un extras din prelegerea invitatei noastre la Flux, doamna psihoterapeut domnica Petruvai. Audiție plăcută! Care sunt principiile pe care încerc să le promovez și să le duc și în comunități și în cuplu? Un lucru așa simplu, în orice conversație dificilă, mai ales în cuplu, dar și în comunitate, este că fiecare dintre noi avem o contribuție. În orice conflict, dacă ne uităm la cuplu acum, amândoi avem propria contribuție și amândoi avem o responsabilitate. Adesea, în terapia de cuplu, ce se întâmplă este că multe persoane vin cu dorința de a găsi pe cineva care să le facă dreptate și să le dea dreptate, un fel de judecător așa, și așteaptă ca să zic, tu ai greșit sau tu ai greșit, și încearcă să fii cât mai aproape de opinia unuia sau altuia. În realitate, când apare o tensiune și un conflict, noi amândoi am contribuit. Și un prim pas este să, apropo de a fi conștient de nevoile, felul în care mă protejez, este să înțeleg care-i partea mea și după ce înțeleg care-i partea mea, să-mi asum responsabilitatea pentru bucățica mea. Și pasul următor este să-mi cer iertare pentru bucățica mea. Iertarea, iarăși, este, din experiența mea, o mare provocare pentru foarte mulți din comunitățile cu care am lucrat, ca să nu zic români. Adică multora le este greu să-și ceară iertare, consideră că e un semn de slăbiciune, că o să fie folosiți și manipulați și că oricum, de ce să-și ceară iertare dacă celălalt a greșit mai mult decât ei? Și atunci e un fel de calcul. Dar eu sigur că doar am țipat, dar am țipat pentru că tu te-ai purtat oribil cu mine. Și atunci e ușor să dau vina pe celălalt. Asta nu este iertare în momentul în care vorbesc despre mine și îl învinovățesc pe partener. Da? Și atunci un prim principiu, apropo de conflict, este de a înțelege contribuția fiecăruia, însă asta este posibil numai dacă te cunoști tu pe tine. Nu ai cum să vezi contribuția dacă nu te înțelegi și te cunoști. Da? Va fi tot un proces de învinovățire. Și un cuplu sau o comunitate sau două comunități care se află într-o etapă de învinovățire, înseamnă de fapt că încă nu și-au asumat responsabilitatea a ceea ce se întâmplă în relația lor. Da? Și până nu-și asumă responsabilitatea, va fi dificil să rezolve conflictul, că de fapt nu îl rezolvă. Al doilea lucru important, cum am mai spus, este în orice conflict ai șansa să vezi prin feedback-ul celuilalt și prin disconfortul pe care îl ai, lucruri pe care ți-e greu să le vezi altfel. Și dacă e să ne uităm cumva la ce se întâmplă în creierul nostru, e o vorbă care spune atunci când disconfortul e mare, e bine să-ți iei notițe. Asta înseamnă că atunci suntem mult mai atenți și multe lucruri pe care nu le conștientizăm altfel, le putem înțelege despre noi în momentul în care apare acel conflict. A fi dispus să rezolvi conflictul înseamnă a fi dispus să fii vulnerabil. Despre asta am mai povestit. Fără experiența de vulnerabilitate, nu ai cum să depășești conflictul, un conflict care să te reapropie. Vulnerabilitatea nu înseamnă, e o diferență între a fi vulnerabil și a împărtăși lucruri intime, că sunt foarte mulți care sunt inconfortabili în a povesti lucruri despre ei, ci vulnerabil înseamnă să vorbesc despre nevoile mele emoționale. Asta înseamnă să fii vulnerabil, nu să povestești lucruri ce țin de, nu știu, intimitatea ta, care ține de spațiul tău privat, chiar și în relația cu partenerul, chiar și în cuplu. Și un alt lucru foarte important, apropo de ce lucrurile ies așa de prost în situații conflictuale, în primul rând pentru că avem mulți dintre noi nevoi neîmplinite, nevoi emoționale neîmplinite din istoria noastră de viață. Asta înseamnă că avem anumite puncte sensibile. Puncte sensibile înseamnă că avem nevoie de apreciere, de atenție, de aprobare, de siguranță și par nevoi firești. Nu? Avem nevoie de a fi văzuți, însă toate aceste nevoi, dacă nu sunt cu măsură, cu măsură înseamnă că există principiul reciprocității. Eu te văd pe tine și tu mă vezi pe mine. Dacă nevoia mea, mai ales într-un conflict, este de a fi apreciat, recunoscut, înseamnă că e despre mine și nu despre relație. Conflictul este între doi și asta înseamnă că nevoia mea este să am grijă și de nevoile partenerului, nu doar de nevoile mele neîmplinite. Însă în momentul în care apar tensiuni, mai ales, de exemplu, e foarte vizibil când apar conflicte repetate. Da? Sunt multe cupluri care au conflicte de ani de zile, aceleași conflicte. Se tot repetă. Apare o ceartă și revin la aceleași subiecte. Asta arată că unul încă nu și-au clarificat care sunt acele nevoi neîmplinite și partenerul nu are responsabilitatea de a îi le împlini. Da? Și al doilea lucru arată că, de fapt, ruptura nu a fost reparată. Nu a existat procesul de reparare a rupturii sau procesul iertării cu adevărat. Mulți dintre, pentru că asta a fost cultura, ori bagi lucrurile sub preș, ori le eviți ca să nu fie ceartă, ori spui lasă ca trecut, nu mai e rost să le mai discutăm încă o dată. Și aici, sigur, sunt și diferențe. Sunt unii care vor să discute imediat, unii care au nevoie de un timp, da? Și asta creează și mai multă tensiune. Până la următoarea ediție, ne găsești pe Facebook, pe pagina Flux by Via sau Biserica Via. Pe curând!